pentru că mi s-a cerut un tutorial în nuanțe de mov și aveam și eu chef să filmez astăzi un machiaj, m-am gândit, hai să fac un machiaj cu mov, cu mov, cu lila, mi-am și lăsat treaba asta pe mine, care oricum e foarte confortabilă și ador să stau cu ea în casă, dar am zis că merge foarte bine cu machiajul și așa a și fost. Da, mi s-a cerut un machiaj în nuanțe de mov, lila, ceva de genul și știu că v-am zis și pe Instagram, v-am arătat comentariul, am vorbit și pe YouTube. Și da, am zis astăzi să fac ceva de genul acesta, mi se pare că a ieșit ceva foarte, foarte drăguț, purtabil, aș purta și ziua treaba asta, acum depinde de fiecare. Da, deci... Dacă vreți să vedeți cum am realizat acest machiaj mov care duce cumva într-o zonă de asta așa glamorous, urmăriți în continuare. Bun, o să încep prin a-mi hidrata buzele, fiindcă sunt foarte, foarte uscate. Fata e deja hidratată cu cremă. Am început să folosesc niște creme noi. Încă nu vă vorbesc despre ele pentru că le-am folosit, cred că, de 2-3 ori. Dar îmi plac mult până acum și e posibil să le vedeți în favorite. Pentru că, da, vreau să fac un clip de favorite în curând. Ceva favorite, preferatele din ultima perioadă, pentru că ați văzut că nu fac lunar, nici n-aș avea de ce. Și am câteva produse așa pe care le-am favorizat. Simt nevoia de hidratare, astăzi n-am nevoie de niciun pic de rezistență, așa că o să aplic aceste două produse amestecate. Cred că v-ați săturat să vedeți fondul ăsta de ten de la Essence, dar e preferatul meu pur și simplu și nu pot să mă despart de el. Și de asemenea o să-l combin cu acest BB cream de la L'Oréal, care refuză să se termine. Și mă bucur pentru că îmi place foarte mult. Deși e mai fain pentru perioada mai rece a anului, așa că o să încerc să-l folosesc ca să îl termin. Deocamdată arată un pic închis, așa e BB cream-ul ăsta, arată un pic mai închis când îl pui pe mână, dar cumva se adaptează și mie îmi place mult să-l lucrez mai întâi pe piele. Nu știu care e faza exact. Mi se pare că produsele astea gen BB cream, CC cream sunt mai ok dacă încep prin a le lucra cu degetele și abia apoi să uniformizez totul cu burețelul. Produsele astea se așează pe față ca o a doua piele, este incredibil, arată genial și deși e foarte, se simte foarte umedă fața, acum o să mai intre în piele produsele și oricum o să aplic și eu un pic de pudră, veți vedea. Astăzi mă reîntorc la aceste două anticearcăne de la Catrice, poate vă era dor de ele, mie clar mi-a fost pentru că în ultimul timp le-am tot folosit pe acestea de la Makeup Revolution ca să le testez, să văd care e cea mai bună metodă de a lucra cu ele pentru că v-am mai zis că m-au cam dezamăgit. Și, nu știu, cred că o să ajung la concluzia că nu-mi plac, fiindcă sunt foarte, foarte uscate și nu au acoperirea aceea mare pe care o așteptam eu, despre care am tot auzit vorbindu-se că acoperă și sunt un dup după Tarte Shape Tape. Nu, pentru mine nu se întâmplă treaba asta. Usucă zona de sub ochi, ieri le-am aplicat, apoi am aplicat pudra mea obișnuită, nu... Am aplicat nicio cantitate excesivă, aveam și zona de sub ochi hidratată, na, ca de obicei. Și mi-a uscat zona atât de rău, deci arăta, dacă zâmbeam așa, se făceau niște pliuri oribile, pe care eu, în mod normal, cu alte anticercăne nu le am, ca și cum le am și le reneg sau ceva. Dar, nu e pentru mine, nu e pentru nimeni cu o piele uscată, acel anticercăn, clar, adică nu. V-aș certa maxim cu el. Nici nu acoperă extraordinar. Într-adevăr, n-am dat mulți bani, mă bucur că nu a costat foarte mult, însă din punctul meu de vedere nu merită. Și deja s-a consumat destul de mult. Am pus deja ochii pe alt anticearcăn, deși voiam să-mi iau pe cel de la Too Faced Born This Way și nu l-am luat încă pentru că e destul de scump și am tot așteptat momentul potrivit. Însă am fost recent în mall și am văzut în Kendra anticearcănul de la L'Oréal din gama infalibil, acela care are, care e tot așa mic și gras și care are pensula aia mare, groasă, care limită pe cei de la Tarte. Văd că toate se duc în direcția asta în perioada aceasta și l-am încercat pe mână și mi se pare că are o acoperire imensă, plus că am auzit lucruri bune despre el, așa că urmează. Și în ultimul timp vedeți că îmi place să las anticearcănul un pic sub ochi să se mai usuce și apoi le întind. Mi se pare că burețelul absorbe mai puțin produs și parcă are acoperire mai mare.
Uite, asta acoperire. Da, foarte mișto, Catrice. Anticiorcanul ăsta este ceva ce cred că oricine ar trebui să aibă în casă, oricine cu probleme cu ciorcanele sau cu diferite zone pe care vrei să le acoperi. Deși, nu știu, poate nu ți inspiră neapărat foarte multă încredere pentru că e și, nu știu, 16 lei sau ceva și te gândești că ce acoperire poate să-mi dea asta, doar încercați-le. Și eu am fost la fel de sceptică, dar totuși l-am cumpărat și mă bucur maxim. Mai ales nuanța asta, cum era, 15 Honey, cred? 15 Honey, e foarte, foarte gălbuie și corectează foarte frumos zona de sub ochi. Și apoi ați văzut că un pic mai jos am aplicat anticiarcanul în nuanța mai deschisă Porcelain, care este o nuanță cumva neutră. Și vedeți că mi-a făcut cumva legătură între ten și zona de sub ochi, ca să nu fie totuși foarte, foarte galben, deși se corectează treaba asta din pudră. Apoi, cât las produsele să se absorbă în ten, înainte de a pudra, o să aplic și un pic din acest iluminator care este în nuanțe Rosalie. O să-l iau pe deget și-l aplic pe față. Am observat că dacă-l aplic direct din tub, se simte greoi pe față, se simte tenul încărcat și nu vreau treaba asta. O să aplic un pic cât să fie o bază pentru iluminator. V-am mai vorbit eu despre produsul ăsta. Nu este un produs must have din punctul meu de vedere, dar dacă tot îl am, îl mai folosesc din când în când. Bun, ca pudră o să folosesc pe aceasta de la Essence sau mai degrabă cea mai rămas din ea. Vedeți că mai am doar pe margini. Trebuie neapărat să mi-o recumpăr pentru că este minunată pudra asta, chiar este. Și înainte de treaba asta, cu această pensulă, o să fac ceea ce v-am mai zis și în tutorialul trecut și o să iau anticiarcanul din zona aceasta, surplusul acesta. Treaba asta o să ajute maxim să nu se strângă. Și la fel și pe linia genelor, îndepărtez aici produsul. Dar pe pleoapă nu fac treaba asta, ci iau cu curățelul. Mi-am dat seama că îmi place mai mult în felul acesta. Pudra asta de la Essence este neașteptat de bună. Nu știu când mi-am cumpărat-o, am avut speranțe la ea, dar nu atât de mari. Mi-a depășit așteptările și un sentiment genial. Am văzut că și Iguanița o tot recomandă și vorbește despre ea și e o pudră care chiar merită să fie lăudată. E minunată, chiar iluminează zona de sub ochi. Cu pudrele galbene există foarte mare risc, mai ales dacă ai un ten deschis și doar atunci, să fie prea închisă pentru tine pudra aceea, pentru că ea e făcută pentru tenurile închise, de genul negrese. Și pe ele le ajută foarte mult să le ilumineze zona de sub ochi, dar pentru noi nu ne face cea mai mare favoare, mai ales dacă e închisă la culoare, cum e cea de la Makeup Revolution, pe care știți că eu trebuie să o amestec cu o pudră albă ca să mai deschid culoarea. Dar pudra asta iluminează, fixează, nu încarcă, acoperă și pe mine mă ajută foarte mult, care și acoperire. E genială și la fel, e sub 20 de lei, nu știu. Nu mai știu cu cât am luat-o, cred că 18 lei sau 16 lei. E chiar super și vedeți, arată foarte bine, arată pur și simplu flawless. Pentru restul feței o să folosesc această pudră de la Sleek, care ea este o pudră de finisare și o să mă folosesc de pensula asta mare și pufoasă de la Ebelin. Oferă așa un aspect luminos. Și mă gândesc că o să mai mea totuși un pic din luciul ăsta, fără să matifieze, să facă mat, mat, mat. Și o să-mi dea și un pic de sclipici, adică va crește rezistența produselor aplicate pe față. Și îmi va da o luminozitate, dar nu aplic multă deloc. Iau foarte puțin și aplic peste tot pe față. Foarte ușor, prin mișcări de tapotare. Vedeți că nu mi-a matifiat fața aproape deloc. O să ajute un pic produsele pe care o să le aplic ulterior să se așeze mai ușor, să nu se facă pete. Am uitat că am aici un coșuleț și nu l-am acoperit, dar nu-i mare chestie. Se vede că e un pic roșu, dar nu-i o tragedie. O să conturez fața cu aceste două pudre amestecate. Voi aplica și un pic de bronzer și folosesc pe acesta de la Ingrid. Vedeți că are n-are de gând să se termine niciodată în viața asta. Având în vedere că are 25 de grame,
O să mă pensionez și încă o să-mi folosesc acest bronzer. Și-l aplic așa. Cumva neglijent. Oricum nu e un produs foarte pigmentat. Vreau doar așa să dea un pic de culoare. Și cu pensula asta mare o să-mi fac treaba foarte, foarte ușor. Trecem la sprâncene și vreau să folosesc acest produs de la NYX, care e nuanța chocolate. Nu l-am mai folosit de mult timp și când zic mult timp, chiar mult timp, adică probabil de când eram roșcată, pentru că atunci îmi plăcea mult cum arăta pe sprâncenele mele. Dar acum sunt curioasă cum va arăta. E destul de uscat. Nu prea se mai ia, ia să vedem, să sap aici un pic. Am pus un pic de spray de fixare în el ca să-l fac un pic mai moale, să se mai ia ceva. Dar e cam dus, ar cam trebui aruncat, zic eu. Aș vrea să mi-l mai cumpăr o dată, pentru că mi se pare că nu m-am bucurat suficient de mult de el. Arată foarte bine cu nuanța părului. Surprinzător. Chocolate. Mie când era roșcată mi se părea că îmi face sprâncene să fie foarte calde și că arată bine. Asta era senzația mea atunci. Dar acum văd că este exact nuanța părului meu. Super. De fapt, nu-i foarte super pentru că trebuie să-l arunc. Și NYX, n-am niciun magazin NYX în apropiere, așa că ar trebui să dau ori comandă online, ori să aștept să ajung la un magazin NYX din București, când Constanța, perioada asta, nu. Am terminat să-mi fac sprâncenele, a fost un pic dificil fiindcă a fost produsul uscat, dar na, asta e. Acum o să iluminez colțul interior și zona de sub sprânceană și probabil și zonele astea mici de pe față, că am o pensulă mică, cu acest iluminator cu o reflexie lila, roz, care este superb. Și cum am zis, aplic mai întâi în colțul intern. E atât de frumos iluminatorul ăsta. Apoi aici, sub sprânceană. Puntea nasului, zona asta, mi se pare că arată foarte bine atunci când e iluminată. Și un pic aici. Rămânem la paleta de la NYX și aplic în pliu acest lila de aici. Este un mov deschis cumva spre gri, ceva de genul. Și-l aplic aici în pliu. Mi se pare baza perfectă pentru un machiaj așa lila. Pentru mine nu există machiaj mov fără acest far super de la Melchior, care se numește Prune. Și cu el o să vin cu această pensulă care e de blending, dar e totuși subțirică, de pe linia generală de jos. Vedeți că e și pigmentat și este superb. Și o să urc spre colțul exterior și un pic în colțul interior. Acum o să iau pensula aceasta pe care am pus un pic de bronzer, vedeți că e un pic maronie, și o să încep să estompez ușor, fără să mai urc move-ul ăsta mai mult decât am făcut-o deja. Apoi vin cu pensula cu care am aplicat fardul în pliu, care nu are nimic pe ea, adică n-am mai pus eu nimic pe ea. Și estompez la fel marginile ca să mai pierd un pic din nuanța aceasta.
în mijlocul plapei vreau să vin cu ceva mai deschis. Vedeți că am lăsat un mic spațiu și deși ar fi normal să fac un fel de cut crease cu concealer, nu vreau să fie un machiaj foarte, foarte grafic, așa că iau pur și simplu puțin iluminator ca să fie totuși o bază cât de cât cremoasă pe care să adere faldul pe care urmează să-l punem, care apropo va fi acel iluminator pe care l-am aplicat pe față și aplic un pic. Acum am luat tot pe deget acestui iluminator și îl presez aici. Are niște nuanțe superbe de lila și roz, v-am spus. Și merge perfect pentru acest machiaj. Produsul în sine oricum e foarte cremos și am atins doar o dată cu degetul și s-a luat perfect. Bun, și aplic pe centrul plapei. În colțul interior, deși deja este. Și vin mai întâi cu pensula aceasta și stompez la fel și pe margini aici. Și apoi puțin și cu pensula aceasta ca să stompez în continuare. Și deși vedeți că este destul de sidefat și arată bine, vreau să intensific un pic treaba asta cu un far, dacă îl și găsesc. Și anume cu acest produs de la Essence, Metal Shock Essence Eye Shadow, care e nuanța, mereu uit cum se numește, Stars and Stories. Și vin cu el și aplic un pic, un pic, un pic. Da? Cred că e suficient. Și îl întind cu degetul. Pentru că vreau să mă folosesc mai mult de scripiciul din el. Și să se vadă fardul de dedesubt, lucru care vedeți că se și întâmplă. Are un scripici foarte frumos, care merge și de zi, dar e util și pentru un machiaj de seară, zic eu. Acum iau pensula aceasta și mai accentuez anumite zone, cum ar fi colțul extern, colțul intern. Să știți că n-am pus produs pe ea pentru că i-a rămas destul de mult fard mov. La fel și aici. Nu vreau să las plapa de jos perfect mov, ci o să aplic și acest fard, tot de la Melchior, nuanța maroon, care este un maro, maro foarte frumos, care este de asemenea și foarte util. Și le iau pe pensula așa subțirică și scurtă, cu peritari, care e perfectă pentru zona aceasta, aproape de jos. Și voi contura exact linia genelor. Și o să rămână oricum, vedeți? Rămâne tenta asta de mov, dar îmi și accentuează linia genelor pentru că mi se pare că, nu știu, ar trebui ca, nu știu, ochiul să nu aibă doar culoare. Să vii și cu ceva mai potolit ca să faci cumva o tranziție mai ușoară. Bun, cam asta ar fi cu fardurile. O să aplic acum tuș, știți, regula, mai întâi îmi îndulesc genele și apoi îmi aplic tuș. Și azi nu o să aplic tușul de la Inglot, nu fi șocate, ci vreau să aplic, unde ești, unde ești, tușul ăsta de la Essence. Super last eyeliner, da, nu e nici super last eyeliner, e, dar pensula e aproape imposibilă. Vă arăt imediat. E foarte, foarte lungă și dubioasă. E destul de greu să aplici cu ea, însă o să mă concentrez. Urmează rimelul, care văd că se sortează foarte bine cu machiajul meu de astăzi. Și dacă auziți niște mulfăituri, e pisica mea care s-a decis că vrea să mănânce niște crănțănele. Rimelul meu se uscase destul de mult. Și deși nu e expirat, adică nu are nici, nu știu, 2-3 luni, cred că aproape 2 luni, și se uscase și mă enerva groaznic pe genele Maxim, dar mai multe dintre voi mi-ați recomandat să-l pun într-un pahar cu apă fierbinte
Și l-am lăsat acolo și s-a înmuiat maxim formula și l-am pus acum vreo 2 săptămâni și încă e mișto formula, încă este foarte calmă. Cred că la locul ăsta merge un pic de blush și o să-l aplic pe acesta de la ELF și anume această parte roz de aici, care dă un efect foarte frumos pe față. Se vede că ai obraji un pic roșii, dar nu știu, și mi-e place să iau așa mai mult pe partea asta roz. Nu vă spart! Nu sunt eu fană blush-uri, dar ăsta e... Și-l aplic fix aici. Iluminatorul folosit va fi acesta de la Melchior. Deși cumva era logic să folosesc iluminatorul pe care l-am pus peste tot pe față, nu vreau să am exact aceeași culoare, iar acesta merge pentru că este în zona de roz și cred că vi l-am arătat și în tutorialul trecut. E preferatul meu primăvară. Întotdeauna după ce fac machiajul ochilor, revin la sprâncene și aplic ceva, nu știu, ori le pieptăn, ori aplic un gel din acesta colorat. Al meu e nuanța blond, este acesta de la Essence, care se numește Make Me Brow. L-am mai arătat în ultimul timp. Cam asta fac, conturez sprâncenele cu ceva mai închis și apoi deschid firele de păr cu această nuanță de blond. Și îmi place mult ce rezultat obțin. Pentru buze, o să le șterg înainte de balsam. Cred că nu m-am mai dat cu balsam de zile bune și acum simt și o diferență. Conturez buzele cu acest creion de la Essence. Essence Lip Liner în nuanța 05 Soft Berry. Apoi pe buze o să aplic aceste două nuanțe combinate și anume 03 Wanna Play, gama este Color Boost Matte About Matte, Mad About Matte, așa, de la Essence, știți că v-am mai vorbit despre ele. Sunt foarte mișto și foarte ieftine, eu am dat 11 lei. Mai întâi aplic nuanța asta 03, care eu am fic mov, vedeți? Ok, suficient atât. Și apoi nuanța 02, care este mai deschisă. Iar acum cu o pensulă de buze o să întind toată treaba asta. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, asta este varianta mea de machiaj mov. Știu că mi s-a cerut un machiaj lila mov, însă am folosit și o nuanță de lila. Ups, a căzut ceva evident, pentru a 10.000-a oară în videoclipul ăsta. Însă, v-am zis, eu când mă gândesc la machiaj mov, mă gândesc în primul rând la acea nuanță de la Melchior, care mi se pare superbă. Și sclipici, nu știu, mov cu roz, e o combinație foarte frumoasă pentru mine. Am aplicat și blush-ul cu neașteptat și nuanța asta de pe buze mi se pare că merge foarte bine, deși nu merge neapărat în zona asta mov a ochilor, cumva duce în zona aia și mi se pare că arată super bine. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi, sper că observați o diferență în ceea ce privește calitatea și lumina acestor clipuri pe care le fac eu în ultimul timp. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și ne revedem la următorul videoclip.